O zi de arat, rece afară, un grad numai. Tractorul 650 cu plug PP4. Băgăm undeva la 28-30 adâncimea. Pământul e destul de bun. Aici când intră e o groapă acolo. Dar de fapt îți văd două dâlme, una aici, una acolo și una dincolo. Vă două, trei dâlme. Asta nu e așa mare. Dar încercăm să facem tot posibilul să arăm cum trebuie. Ieri am avut un incident. S-au spart ringurile de la cilindru, din cilindru de forță din spate, că altul teoretic nu are. Și la cilindru anume ce am făcut setul de o-ring noi în el. Și ne-au ținut cât am cules. Ne-au ținut mai un hectar și aici după 3 brazde, gata. În capăt acolo s-o spart. Și am luat alt cilindru de la disc. Am dat comandă să vină cilindru nou, că în ăla nu mai avem încredere că mai putem face ceva cu el, că a fost el destul de uzat, ca să zic așa. Și i-am luat kit de reparație, în sensul că am luat, cum să-i spun, bara aia din cilindru. Furca aia nouă am luat-o. Și capac la chiuloasă sus la cilindru. Și nu se potrivesc, n-au nicio treabă, nu... Am luat și set de o-ringuri noi și tot și nu se potrivesc. Și atunci am dat comandă la cilindru nou și o să încerc pe ăla să repar, dar trebuie să-i fac niște adaptări. Piulița veche nu intră pe bara aia nouă, pe țava aia, pe furcă în cilindru nu intră nimic. Deci ele toate sunt făcute, dar sunt făcute, nu știu cum sunt făcute. Așa cum mai dăm așa ușurel, dar sigur. Îi dăm ușurel, dar sigur să meargă, că vrem să gătăm astăzi bucata asta până acolo la în partea aia, vrem să o gătăm neapărat. Să nu mai venim, căci că mâine sunt șanse de ploaie și pământul e așa umed un pic, nu e foarte, cum să zic, nu e ud să patinez, dar da, e o mezală, cum a fost roua asta de dimineață, dar e ok, deocamdată e ok. Sper să fie ok și până la gata. Numai problema e că dacă mâine plouă un pic, gata, nu mai poți să faci nimic, că patinez și nu mă forțez tractorul aiurea. Și așa am zis că să nu-l bag așa adânc, dar anul ăsta-l bag așa la 28-30. Să pot să fac arătură ca lumea, că aici nu a fost arat, numai atât 15-12 vrăjeli. Era arat aiurea. Zice, mai mă zice cineva, bă, zice aici, bagi discul și gata. Cum să bagi discul? Zice că trebuie să te plimbi aici 3 zile cu discul ca să-l gați. Păi nu, că nu mă trebuie o țără discuit și după aia sameni, da, zic. Îl arăm cum trebuie să fie arat. Mai adânc nu putem să arăm, că nu ne permite utilajul, fiind un 650. Aș încerca la 35, dar nu cred că ne permite utilajul ca atare. După cum vedeți, deocamdată nu patinează și nu-i cuplat.
Maneta declanșează, supapa de la distribuitor e nouă, pompa e nouă. Cauciucuri pe spate relativ noi în ghilimele. Uzură. Uzură destul de pronunțată, dar mai au vreo 2 cm, 3 urmele. Deci nu sunt chiar noi ștoc. Mai dă și câte o țăr de fum. Deși injectoarele de uzele sunt făcute noi, pompa e nouă, dar nu. Are în jur de 40 ceva de ani, 49 de ani, 48 tractorul. Și nu știu starea motorului, dacă a fost făcut recau, revizie capitală sau dacă e stock, e standard, că de la cine l-am luat, de aia zic treaba asta, el l-a cumpărat și nu l-a folosit. O arată în fiecare an 2 hectare cu el. Sau un hectar, nici nu știu cât. Deci de folosit nu l-a folosit. Am luat de pe UTB Shop, nu că fac reclamă proastă sau asta, dar asta e adevărul. Prefiltru de aer. Ce credeți? S-a rupt. Șurubelul ăla, cel ține pe el închis, cu fluture, cu piulița aia fluture. S-a rupt cu totul. M-am gândit. Ei bine. Mai am unul de rezervă, că la ăștia când cumpere acum cum sunt fabricate, nu știu unde sunt fabricate, nu numai la UTB Shop, că este mai multe părți unde piesele nu mai sunt așa calitative. Am mai luat unul de rezervă și dacă o să fie probabil, am dat acum bandă de izolat peste el, să-l țin așa lipit în jos, ca să poată să filtreze aerul, una, că mai este tot felul de impurități ce poate să intre direct în motor și nu vreau, că e nou filtru, e nou uleiul schimbat în el, e nou multe noi în el, noi sau refăcute noi la standard cum trebuie, de meșteri mai bătrâni. Eu când am cumpărat tractorul ăsta, el nici nu pornea dacă i-aruncai 2-3 ml de benzină cu siringa pe admisia de aer sau 2-3 pâsuri de spray. Și eu n-am vrut să-l pornesc nici cu benzină, nici cu spray, pentru că dă prea tare în pistoane în ăsta și cloncăne și troncăne, și dacă dai prea mult din greșeală și cantitate mare și dă să pornească, poți să spargi bielă, să spargi, să o rupi, să încărni, să o îndoi, să rupi pistoane, bolțuri, brochen. Și am dus pompa la un pompagiu bun, o reglat-o, au fost 7 sau 6 de lei. După aia i-am făcut eu injectoarele la 175 de bari. Așa și la fel și cu tractorul ăla, altul 650, numai la ăla am o problemă la ambreiaj și încălzește un pic apa. Nu știu din ce cauză poate să încălzească apa. Așa că ăla trebuie să-l desfac acum, dacă mai îmi permite vremea, în toamna asta sau în iarna asta, nu știu cum, când și ce. Să-i fac ambreiajul și eventual să verific radiatorul, nu-i înfundat sau pompa de apă să fie gata. Să nu facă circuitul sau să fie rămas pe închis, cum îi spune, în scap acum, ăla ce deschide și închide circuitul de apă. În fine, îmi scapă. Tot timpul n-am știut cum îi zice, adică am știut, dar nu-l țin minte. Mie tot îmi vine să-i zic de bitmetru, dar de bitmetru de apă să pune la căș și să numește contor. De bitmetru mai este de bitmetru de aer la mașini cu electronică. Nu știu cum îi zice, în fine, știți voi. Și să văd dacă nu a rămas ăla pe închis. În rest, la ăsta e mere instalația electrică. I-am făcut-o cât de cât să meargă farul, fază scurtă, fază lungă, stopurile de sus și de jos, cam și sus pe cabină, stopuri și jos. Ce mai? Da, aproape am făcut tot ce-o ținut de partea mecanică să meargă. Filtre, ulei, tot.
Acum i-am pus cauciucurile astea și deocamdată sunt mulțumit. Dacă mi-are așa frumos întins cu el și nu-ți bagi joc de el, na, îți ia cam 36, 37, 38. Depinde și de teren, că aici nu e foarte, foarte, foarte greu. În unele locuri a fost bătugit, o mers mai greu. În unele locuri a mers mai ușor. Acum, ce să zic? Noi încercăm să facem tot posibilul să îl și menajăm, să ne facem și treaba, că numai așa putem să-l avem mai mulți ani până când, dacă o fi, să ne extindem. Astea sunt începuturile fermei, primul an cum ar veni. Apoi e destul cu un 650, un plug și un disc, o sămănătoare, că mai mult deocamdată nu putem. Dar încercăm, asta e important, că încercăm să facem tot posibilul să fie bine. Centuri noi i-am pus, șuruburi în spate noi, LED-uri sus și în spate jos, seara să se poată vedea ca lumea. Cam atâta pe astăzi, nu cred că o să mai postez, că e cam frig afară și ne vedem noi mâine. Eu mai stau un pic până bag aici o brazdă să vadă așa mai aproape, până ajungem dreptul meu aici așa frumos și după aia gata. Acum, noi ce am încercat să facem cu adâncimea un pic mai mare, aici nu prea se înfundă, dar acolo pe partea asta am avut floare acolo așa. Eu răscănit pe mâini că am lucrat la aia, am lucrat să-i pun semnalizarea, maneta la semnalizare la loc. Nemțul pe vremea aia nu știu să facă să se defecteze și ce să facă să defecteze, numai maneta la semnalizare e făcută să defecteze. Acolo e fază lungă. Ai semnalizare, ai ștergătoare, ai bla bla bla. No, în fine. Și acolo așa, pe partea aia e mai greu la floare și de-aia facem un pic adâncime mai mare să întoarcem cum se prinde iarba, să încercăm să întoarcem așa în partea aia. Că bețele aia de floare și alea se înfundă. N-am mai apucat să le toc, să le dau foc, n-am mai apucat, asta e, dar o să încercăm să vedem. Eu zic că merge și atunci la anul pregătim terenul cum trebuie. Cam atâta pentru astăzi, dați un like, un share și un subscribe, vă rog.